O nouă zi, un nou prieten. O nouă zi de lucru. Astăzi vom sta la atelier. Da, nu organizez nicio ieșire, un city break, nimic. Organizez eu în capul meu, dar mâinile aici trebuie să lucreze pentru că mai trebuie să mai stăm și la atelier. Pentru că se apropie sărbătorile și se apropie o sărbătoare frumoasă și mare, sărbătoarea Sfântului Nicolae, care este așteptată de foarte mulți copii și nu numai copii, cred că este așteptată și de oamenii mari. Da. Aici avem o icoană mare, destul de mare, E mare, 80 e pe mărișoară, 1, 80, da. 20, Da, da? dar e în specificul acestui prieten client de-al nostru din Belgia, care comandă icoane mari și foarte mari. Pentru prieteni. Mare lucru, Să să-i dea știți. Dumnezeu sănătate. Să știți. Ceea ce nu e puțin lucru, chiar și aseară mi-a sunat un client nou, nou, nouț, care a comandat o icoană 30 pe 40 pentru prietenul său. Dar să știi că în ultima perioadă, chiar că comenzile care au venit pentru prieteni, Da. cadouri pentru prieteni. Un lucru minunat, un gest impresionant până la urmă, pentru că icoanele rămân în patrimoniul familiei respective și a nepoților și a stră-strănepoților. Dar îți dai seama când te uiți pe perete și vezi icoana sau când te închini la icoana respectivă, îți amintești și de la cel care ai primit-o. Nu Absolut. ai cum să nu-ți amintești de persoana care ți-a Fără dăruit-o. discuție, plus că ai pe Sfântul care ție ți-e drag și care te ajută, cum e Sfântul Nicolae, acest sfânt mare făcător de minuni, Da. care și pe noi ne ajută și ne-a ajutat. Și într-o zi o să povestesc într-un vlog despre minunea care ne-a făcut-o când am fost noi în Australia, înainte de a pleca. Foarte interesant, e ca în Pateric, Da, povestea așa este. aceasta. Aici Și acum, suntem ce într-o etapă? etapă în care punem culorile. Am trecut de etapa desenului, Da. a punerii foiței, așa cum se vede, că foița este deja pusă, aplicată, Da. deja este sigilată cu o substanță specială. Da. Și acum punem culorile. O să lăsăm să se usuce 24 de ore. Da. Iar după aceea o să vedeți că începem desenul din nou. Odată a fost desenată, cum se mai vede pe acolo, așa, Dar cine a desenat-o? păi cine a desenat-o? Colegul! Colegul din spatele Colegul camerei. din spatele Da, camerei! nu spre laudă am întrebat, ci să se știe că lucrările sunt coproducție. La noi, în atelier, fiecare are rolul lui. Bine determinat. Păi altfel nici nu se poate. Da. Acum pui tu culori pentru că eu sunt ocupat cu alte icoane și cu răspuns la clienți pe WhatsApp, unde noi preluăm comenzile. Trebuie să facem și birotică, și secretariat, și contabilitate, așa că noi suntem multilateral dezvoltați. Păi da, cu regimul comunist a reușit cu noi. Păi, nu degeaba ne-am născut în secolul trecut, măcar atât avantaj să avem, nu? Exact. Omul nou, multilateral dezvoltat. Așa e când ai întreprindere familiară, când lucrezi de acasă, lucrezi mult mai mult decât dacă ai fi angajat. Să Cei nu-și... care au firmă știu. Da. Să nu-și facă iluzii cei care vor să se privatizeze că va fi mai ușor. Nu, va fi mult mai greu, dar va fi mult mai liniștitor din punct de vedere sufletesc. Este un câștig foarte mare să ai liniște sufletească atunci când lucrezi de acasă. Da. În minutele următoare o să vedeți cum se desenează din nou acest model. Adică peste 24 de ore. Adică peste 2 secunde, aici pe video. Până la etapa viitoare, nu pot să plec din atelier până nu vă arăt ce
lucrăm acum. Această icoană cu Domnul Iisus Hristos va merge la o biserică într-un județ din Transilvania și este pereche cu această icoană frumoasă a Maicii Domnului cu pruncul. Se numește Dulcea Sărutare. Uitați-vă câtă sensibilitate, câtă dragoste este între Maica Domnului și Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul copil. Cât respect, câtă iubire. Cine este mamă știe ce înseamnă asta. Și aici avem niște lucrări mai mari pentru o poartă de biserică cu Sfântul Apostol Petru, patronul spiritual al soției mele, care nu se numește Petruța, dar s-a născut în ziua de Petru și Pavel, Sfinții Petru și Pavel. Și asta mă obligă să mergem undeva unde poate să vă placă și vouă. Sigur o să vă placă și vouă. Da, da, da. În da. Italia. Oh, da? Foarte unde, bine. Unde merge. Vom găsi moaștele și unde va fi Biserica Sfântului Petru. Bine. De-abia aștept, mai ales că noi pe unde am mers am întâlnit biserici cu hramul Sfinții Petru și Pavel, nu mai spun de cele din România, chiar în Europa, dar și în Australia. Acolo am și expus în Melbourne, la prima noastră expoziție de 1 decembrie a fost și am prins încă 1 decembrie tot acolo, tot în același an, adică a doua zi. Da. În Canberra. Da, Canberra. O să vă arătăm, chiar că avem imagini. Avem și rămâneți pe canalele noastre de YouTube, pentru că vom posta acolo, nu numai aici pe Știri Ortodoxe, vom posta și pe Macos Tourism, celălalt canal al nostru de vacanțe, pe trasee cu schintele. Așa că rămâneți aproape și aici vă prezint pe o icoană foarte frumoasă și tare dragă nouă. Este vorba de Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat și Sfântul Ierarh Andrei Shaguna. Aceste icoane sunt cu totul speciale. Va merge la o biserică de aici, din județul Covasna, la o biserică ortodoxă din Barcani. Se apropie sărbătoarea. Și părintele a dorit așa o icoană specială pentru sărbătoarea asta mare a poporului nostru, cu cei doi Andrei, Sfinți Andrei. Și aici o icoană mai deosebită, o să vă arătăm într-un vlog special. Două bucăți. Este Domnul Iisus Hristos în potir. Și o vedeți așa în premieră absolută. Ne vedem data viitoare la etapa următoare. Numărați până la 1.
Ai ajuns la final, Cornela. Da, în sfârșit. Te bucuri? Da, bineînțeles. Ce artist nu se bucură când își vede lucrarea terminată? Mai ales că a fost o lucrare destul de complexă. Am făcut multe icoane cu Sfântul Nicolae, diferite modele, dar aceasta a fost una foarte complexă. Nu este cea mai mare icoană cu Sfântul Nicolae. Dacă îți amintești, avem una de 2 metri și ceva la o biserică, în picioare. Da. Da, aici este 3 sfert, dar complexitatea la această icoană stă pentru că mai avem încă 3 personaje. Adică în total sunt 3 personaje. Da. E foarte frumos încărcată, așa, dacă o vezi așa de la distanță. O avem pe Maica Domnului în partea stângă a Sfântului Nicolae, în partea dreaptă îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că pe el ca arhiereu, că sunt modele în care nu este reprezentat ca arhiereu. Da, da. Aici mitra. Este cu mitră, e frumos. Și pe mitră mai avem încă o dată, se repetă personajul. Păi vezi, ai 3 personaje, dar de fapt ai mai multe chipuri. Mai multe chipuri, da. Domnul Iisus Hristos. Iar în El Compion se repetă din nou Maica Domnului cu pruncul aici. Aici ea este singură. E cu brâu Maicii Domnului care îl ține în mână. Da, da. Ai pus cea pietre prețioase? Că văd că aici sunt niște pietre. Da, sunt pietre, dar din pictură. Nu sunt pietre aplicate. Da. Nu sunt pietre aplicate, sunt pietricele făcute din culoare. Pentru că rezistă mai bine. Da, da, nu cad pietre celele. Unele sunt prețioase de adevărat, altele sunt imitații, că știu că am vorbit cu o doamnă care pune și aplică și, într-adevăr, ele mai pică. De aceea noi nu le folosim. Nici nu... Deocamdată, nu m-am băgat și în segmentul ăsta, pentru că este destul de complicat, mai ales că anumite lucrări trebuie date și la termen. Pentru că este Sfântul Nicolae mâine. Mâine, da. Așa că ce de sărbătoare. Va ajunge la casa ei, pentru că va ajunge într-o casă de om, nu va fi într-o biserică. Vedeți ce lucrare frumoasă într-o casă de om. Aproape de munții Făgăraș. Da, o lucrare mare, frumos. Felicitări celui care a comandat-o și a făcut-o cadou unei prieten de-a noastră din Belgia. Asta da cadou. Da, pentru pe veci rămâne. Pe veci, da. Vreau să rectific, am zis că spre Munții Făgăraș, am rămas cu cealaltă icoană în minte, e spre Râșnov, la Râșnov, vom merge. Da, și pentru că mâine este Sfântul Nicolae, eu vreau să zic la mulți ani tuturor care la poartă acest frumos nume, Nicolae, Nicoleta și toate derivatele din acest nume, diminutivele Sfântul Nicolae, Nicoleța, să le ocrotească viața. Da. Și cei care poartă acest nume să se închine și să facă o rugăciune la acest sfânt protector. Este mare făcător de minuni și observ că are o privire și aspră și blândă în același timp. Foarte interesantă expresia feței acestui sfânt în această icoană. De obicei știm că el a fost duh al blândeții Nicolae, dar și aspru, că am auzit că vine cu noielușa pe la copii. Și cu multe cadouri la copilaj, de aceea este și blând. Dar știi că nicio icoană nu iese la fel. Dacă am fi făcut 2 icoane la fel, chipurile n-ar fi ieșit... Adevărat, și este cam și pentru cine este pictată, pentru creștinul respectiv, familia respectivă. Înțeles, în casa în care va merge. Da, așa ni se întâmplă la toate icoanele, de fapt. Da. Și să pomenesc și de minunea care a făcut-o cu noi când am plecat în Australia, când a venit un preot și mi-a dat telefonul un preot, a aflat că noi plecăm și ne-a felicitat pentru că vom ajunge acolo. O expoziție de icoane exact. Pentru sărbătoarea care a fost și va veni în fiecare an de 1 decembrie. Da. Și ce a zis părintele? Haideți să vă ajut și eu cu niște bănuți. Și i-am zis că nu mulțumim, deși avea mare nevoie.
nu mulțumim, că noi nu primim, că nu avem nevoie, nu știu ce. Ce zice, lăsați, uite, am 100 de dolari pentru voi. Vai, mulțumim, dar zic, noi nu primim. Și chiar n-am vrut să primim, pentru că nu am primit de la nimeni așa banii fără să-i mai dăm înapoi. Dar că știam că și situația preotului și a bisericii unde era, nu era o situație financiar în care să aibă bani să dea dreapta și în stânga, dar ce a zis? Că dacă nu iei de la mine, iei de la Sfântul Nicolae. Zic, da, acum vrea să mă convingă. Dar zice, fii atent, că eu mă numesc Nicolae și am avut așa o viziune, sau cum să-i spun eu, să nu greșesc, să-ți trimit acești bănuți chiar din partea Sfântului Nicolae. Și atunci n-am mai putut refuza. Da, a fost un dar din partea Sfântului Nicolae de 6 decembrie, pentru că noi în 1 decembrie eram deja acolo, dar bănuții am primit înainte. Da. Că ne-am plecat în 25 noiembrie. A zis neapărat pentru Sfântul Nicolae să primim acest dar. Și l-am primit cu bucurie. Exact. Și mulțumim Sfântului Nicolae pentru că a făcut o minune în zilele noastre, practic. Noi am considerat-o o minune, pentru că aveam un dar și aveam mare nevoie și n-a fost doar un dar așa, să zicem, duhovnicesc. A fost un dar efectiv, financiar, material, care noi am avut în mână. Deci iată că sfinții fac minuni și în zilele noastre, să nu zicem ca, cum zic unii, știi, minunile s-au făcut atunci, cu 1000-2000 de ani. Nu, se fac în fiecare zi. Sfinte Nicolae, îți mulțumim și la mulți ani pentru toți cei ce poartă acest nume. Felicitări, Maria Cornelia! Slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim clienților care comandă și fac cadouri minunate cu icoane și sfinți deosebiți care ajung în casele oamenilor. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și la mulți ani și sărbători fericite, pentru că urmează o perioadă foarte frumoasă. Luna decembrie este o lună frumoasă și specială, cu multe sărbători și bucurii. La revedere și la mulți ani! Doamne ajută, la mulți ani!